Opera lui Marin Sorescu, poezie, teatru, proză, critică literară, este cunoscută de toți iubitorii de literatură. Scriitor multilateral și prolific, a avut un succes greu de egalat în țară și străinătate. Mai puțin cunoscute sunt versurile scrise în ultimul an de viață, 1996, cele mai multe pe patul de spital. Au apărut în volumul Puntea, a apărut postum. Deși a murit, Marin Sorescu a învins. A învins asemenea ciobanului din Miorița, transformându-și suferința în poezie. Iată ca un prim exemplu poemul Scară la cer, datat 5 noiembrie 1996, în care din subțirimi și năluciri, din sugestii, din înțelesurile abia sezizabile ale unui zâmbet trist, se construiește drama zguduitoare a despărțirii definitive de viață. Un fir de păianjen atârnă de tavan, exact deasupra patului meu. În fiecare zi observ cum se lasă tot mai jos, mi se trimite și scara la cer, zic, mi se aruncă de sus. Deși am slăbit îngrozitor de mult, sunt doar fantoma celui ce am fost, mă gândesc că trupul meu este totuși prea greu pentru scara asta delicată. Suflete, ia-o tu înainte, pâș, pâș. Simplitatea și firescul enunțurilor, reprezentarea naivă ca într-o pictură dintr-o biserică ortodoxă a despărțirii sufletului de trup, oralitatea adresărilor, totul contribuie la crearea impresiei puternice de omenesc al trăirii, de autenticitate. Poetul nu ne oferă o retorică a extincției, ci ni se arată el însuși întins pe patul de spital, parcă auzim respirația. Admirabil este folosit stilul aluziv, care l-a făcut cândva faimos pe Marin Sorescu. Acest stil îl flatează pe cititor, fiind o dovadă a faptului că autorul contează pe inteligența lui și, în plus, creează o complicitate autor-cititor foarte favorabilă comunicării. Când își îndeamnă sufletul să urce primul pe firul de păianjen, fiindcă este mai ușor, poetul știe că aceia care îi vor citi poemul vor înțelege imediat despre ce fel de ascensiune este vorba. Din 6 noiembrie 1996 datează alt text tulburător, Durere pură, în care este schițată în aceeași termen o dialectică a suferinței. Nu mi-e rău ca să-mi fie bine, mi-e rău ca să-mi fie și mai rău. Ca marea cu valuri verzi înșelătoare, nici durerii nu-i pot ghici fundul. Fac scufundări în durerea pură, esență de țipăt și disperare, și mă întorc la suprafață vânăt ca un scafandru care și-a pierdut rezervorul de oxigen. Mă rog de împăratul peștilor să-mi trimită un rechin de treabă să-mi taie calea. Aproape toate poemele din volumul Puntea sunt admirabile, infinite, emoționante. Nu există melodramă în aceste însemnări dinaintea morții, există numai tristețe pură. Nu există cuvinte mari, există numai cuvinte simple din limbajul vieții de fiecare zi. Poetul îi se încredințează cititorului ca unui preot. Chiar și când textele sunt mai degrabă proză decât poezie, tot au o pulsație lirică sezizabilă, deși greu analizabilă. Și mai au și un comic de situație cu totul neașteptat. Arăt atât de îngrozitor încât pierd mult timp consolându-i pe cei care vin să mă vadă. Țipă, își pun mâine la ochi, blestemă, de ce tocmai tu se răstesc la mine? Doamne, unde ești? Tu existi? Eu încerc să le ridic moralul. Ei, lăsați, nu-i chiar așa cum vi se pare. Săptămâna trecută arătam și mai rău. Fragment dintr-un poem fără titlu datat 11 noiembrie 1996. Muribundul îi încurajează pe cei veniți să-l încurajeze. Citind cartea, observăm cu o strângere de inimă cum poemele aproape toate datate ne duc tot mai aproape de ziua morții. Cu numai o zi înainte de a închide ochii pentru totdeauna, poetul încă ne mai ține la curent, zâmbind subțire, așa cum a făcut toată viața, cu situația în care se află. Ziarele informează cititorii cu oarecare ironie despre starea mea penibilă. Ba ca și sub morfină, ba că mi-aș petrece ultimele zile la țară, n-am timp să fac precizări, să dau dezmințiri și n-am nici putere. Ci știrile despre moartea mea sunt exagerate, spunea Mark Twain, ieșit și el dintr-o boală.
Am extras acest citat din poemul Vești, datat 7 decembrie 1996. Marin Sorescu a fost poet până în ultima zi a vieții lui.